Da, dragii mei, ca de fiecare dată, știți deja, nu trebuie să vă anunț neapărat. Eu, în fiecare joi, profesorul universitar dr. Ioan Sabău este alături de noi pentru a discuta subiectele săptămânii, pentru a discuta foarte multe evenimente ce țin de aspecte esențiale din viața noastră de zi cu zi. Primul subiect îl vede și dumneavoastră, este scris acolo, unioniștii și jandarmii, evident se referă la ce s-a întâmplat zilele trecute. Până atunci însă, bună seara, domnule Sabău, bine ați venit încă o dată la Triza Târgu. Și vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit în această săptămână plină de evenimente și de speranțe. Chiar că avem evenimente, să vedem dacă găsim de pe undeva și speranța. Aș începe cu acest aspect. Am căzut amândoi de acord asupra acestui subiect. Un subiect care vine într-un context în care noi ne pregătim, dacă e să ne luăm așa peste o lună și puțin, de o sărbătoare foarte mare românească. Acum, aș dori să intrăm în două aspecte aici, și anume chestiunea istorică, evident, și după care să ne referim la ceea ce s-a întâmplat la București, cu câteva declarații din partea celor implicați și să vedem dacă a existat într-adevăr acest scandal între unioniști și jandarmi. Așadar, un eveniment important în decembrie, un eveniment care încearcă să fie marcat de toată lumea așa cum știe, unii prin meeting, alții prin stat acasă în fața televizorului. Într-adevăr, nu spunem o noutate, 1 decembrie 1918 este ziua cea mai sfântă a poporului român. Este ziua Marii Unirii, când s-a făcut România dodoloață. Când toți românii au fost la unison, au rezonat foarte puternic în această privință. Nu este mult și se împlinește un veac de la acest eveniment al Marii Unirii. În contextul contemporan și în cazul pe care îl vedem, societatea românească este foarte frământată și sunt foarte multe lucruri care se întâmplă, unele chiar rele. Unul dintre ele este ce s-a întâmplat sâmbătă la București, unde tinerii, adepții unionismului, cei care doresc unirea Basarabiei cu țara mamă, cu România, au avut un marș de la Chișinău până la București, foarte mulți dintre acești tineri, în jur de 2000, se spune în presă, sunt din Republica Moldova, adică din Basarabia noastră veche, vechea Basarabie. Acum, ei au fost puși acolo într-un țarc, în fața Palatului Victoriei, unde nu era nimeni. Deci era în fața unei clădiri pustii. Este de altfel pustie și prin guvernarea care se realizează în zilele noastre, pentru că actele de guvernare sunt foarte discutabile și, desigur, împotriva unor momente care ar trebui să fie altfel privite de către guvernanți și măsuri care ar trebui să le ia. Ce se întâmplă? Întotdeauna când vedem acest lucru, facem o paralelă. Unitățile de măsură diferite cu care acționează jandarmeria română. Jandarmeria română, în 15 martie 1995, în 10 martie 2014, 10 martie 2015, când au fost marșuri neautorizate în Târgu Mureș, când cei care propovăduiau Ținutul Secuiesc și că Ținutul Secuiesc nu este România, au mărșăluit din cartierul 7 noiembrie până la prefectura județului Mureș. Au provocat jandarmii, au violentat populația și nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a luat nicio măsură. În București, au spus la momentul respectiv altceva, ceea ce a însemnat situația din Târgu Mureș. Că e bine că a fost lumea liniștită, că e bine că nu au fost violențe, dar este bine că a fost un marș neautorizat și nu a fost oprit de către jandarmi. Cum s-a întâmplat în cazul acesta, unde acești tineri vreau să pătrundă pe Bulevardul Victoriei și vreau să meargă în piața Universității. Și au fost opriți și extrași de acolo chiar cu foarte multă violență. A fost o disproporționată violență. Și atunci ne punem întrebarea pe cine servește jandarmeria română, mai degrabă conducătorii jandarmeriei române. Avem multe date. Hai să vă zic despre conducătorul jandarmeriei române, care este un individ despre care se spune că
Mă rog, în condiții foarte suspecte și dubioase a ajuns ca să conducă această instituție, Jandarmeria Română. Haideți să vă spun ce a spus capitanul Mihai Vurnicu de la Jandarmeria București. Apropo de Platforma Unionistă Acțiunea 2012, și să comentăm aici. Platforma Unionistă a organizat un marș urmat de protest pe traseul Piața Unirii, Piața Română, Piața Victoriei, unde, la un moment dat, în apropiere de Piața Victoriei, un grup de aproximativ 50 persoane au încercat să intre pe Calea Victoriei, forțând astfel cordonul de jandarmi. Prin echipele de dialog aflate la fața locului, s-a discutat cu aceștia, li s-a explicat calea legală. Aceștia nu au înțeles, după care s-a acționat punctual, iar cele 5 persoane au fost extrase din rândul manifestanților și conduse la sediul secției 4 Poliție pentru a li se stabili identitatea, mă rog, celelalte momente, amendate cu 3.000 de lei. Printre aceștia, evident, s-a aflat și liderul, că da, așa se întâmplă, conducătorul lor, coincidență sau nu. Și acum vă las pe dumneavoastră să comentați. Da, comentez în sensul că Jandarmeria Română s-a făcut de râs, mai ales conducerea Jandarmeriei Române. În Basarabia din 1918 până în zilele noastre a fost inoculată de către poliția secretă rusă cu diferite denumiri până astăzi și de cei care sunt împotriva Unirii, inclusiv de cel care candidează la președinția Republicii Moldova, Dodon se numește, că Jandarmeria Română întotdeauna a fost neamicală, a fost violentă cu populația Basarabiei. Și acum acest clip, acest moment, este foarte potrivit ca o mănușă pentru campania lui electorală. Pe de altă parte, am văzut tot felul de, așa zici, între ghilimele, specialiști pe la televiziuni sau în spațiu public, care comentau acest aspect pentru că nu e diplomatic, pentru că România trebuie să fie atentă, România trebuie să fie prudentă, România trebuie să aibă mijloace, ca să spun, cu mai multă diplomație. Niciodată România, când a avut momentele unirii sale, atât la 1859, cât și în 1918, nu a avut prieteni. A fost prietenă la 1859 Franța și a fost prietenă, ca să spunem așa, doctrina lui Wilson la 1918. Când s-au spulberat imperiile, a fost un moment favorabil. Așadar, este o frică introdusă de către cei care induc acest lucru, așa zis și formatori de opinie, nereală. Și de către cei care conduc diplomația română, tot aici la o întâlnire anterioară, am discutat acest aspect, că diplomația română nu este ofensivă, am spus-o și noi în apelul forumului civic. Diplomația română nu are ofensivă și nu spune adevărul. Apoi, cu ce erau vinovați acei tineri care doresc unirea? Asta nu înseamnă că s-a și săvârșit unirea. Și, desigur, diplomații și cei care sunt împotriva fenomenului în sine, inclusiv de la noi, care nu prezintă decât declamator și cinic, într-adevăr, nu fac altceva decât aduc de servicii prin asemenea măsuri care le iau în piață față de acești oameni. Pentru că Jandarmeria Română este foarte curajoasă când e vorba de femei, cum a fost cazul colegiului Unirea de la Târgu Mureș, când este vorba de acești tineri care, de fapt, nu erau ofensivi, nu aveau pretenții salariale, nu erau violenți, nu s-au găsit asupra lor bunuri sau obiecte contundente și, ca atare, nu prezentau niciun pericol și trebuiau să fie lăsați, făcând comparație cu demonstrația de anul trecut, când a căzut guvernul Ponta, de anul trecut, când era un marș, era o manifestație neautorizată și Jandarmeria Română n-a intervenit. Deci comenzile pe care le are sunt atipice și total împotriva a ceea ce înseamnă o măsură democratică. Haideți să auzim ce a declarat și liderul Platformei Unioniste Acțiunea 2012. Ne-am săturat ca Unirea să fie tratată demagogic și să fie folosită în campaniile electorale de către, evident, de către politicieni. De asemenea, bine, oamenii așteptau răspuns până duminică, n-a avut loc acest răspuns. Vor fapte, pentru că, zice, în Republica Moldova va avea loc un referendum pentru unire în anul 2018 și viitorul Parlament al României trebuie să vină în întâmpinarea acestei consultări publice prin adoptarea declarației pentru unire. Două întrebări, domnule Sabo, aici. Nu o să vă întreb, evident, cum considerați că se va termina acel referendum, dacă el va avea loc. De fapt, aceasta este întrebare. Credeți că se va permite să aibă loc un asemenea referendum la nivelul Moldovei? Ar fi prima întrebare și întrebarea se leagă foarte mult și de ce a spus dumneavoastră anterior. Și a doua întrebare ar fi cât de mult mai contează unirea pentru marea masă a populației române? Da, la prima întrebare
Pot să vă răspund că aici, îmi pare rău, trebuie să dau dreptate fostului președinte, un referendum nu ar fi avantajos la ora actuală în ceea ce privește unirea. Însă aici funcționează, să spunem, un mecanism, un dat istoric, anume că în de fiecare dată unirea s-a săvârșit ca urmare a dorinței moldovenilor, ca urmare a dorinței Basarabiei, cum s-a întâmplat la 27 martie 1918, când în frunte cu Flondor au venit unioniști din Basarabia și Bucovina de Nord și s-au s-au manifestat și reacția lor este foarte importantă. Însă reacția lor la ora actuală este de alt gen, pentru că se știe Moldova cât a stat sub cnut sovietic și rusesc, a fost foarte mult distrus în ceea ce privește populația, a fost umplute pușcările și așa mai departe. Însă noi, românii ardeleni, avem o rezonanță în problema aceasta, pentru că știm și noi ce înseamnă o stăpânire străină care durează viacuri. În situația aceasta se află și, și moldovenii, pentru că, într-adevăr, sunt jocuri strategice, interesele unor puteri, însă să nu uităm la 1859, România de atunci, mica România sau Regatul Unit, a pus puterile lumii sau ale Europei din acea perioadă în fața faptului împlinit, alegând un singur domnitor pentru ambele țări românești. Contrar măsurilor care s-au luat la Paris în legătură cu această unire, care să fie numai una unională, una nominală și nu una reală. Ea s-a întâmplat o unire reală. Așadar, acest lucru trebuie forțat în istorie, desigur fără arme și fără de război. Da, deci fără război, însă adevărul poporului român, adevărul să diplomatic până a nu crede că diplomația este o prostie, că noi diplomația noastră este până la urmă o prostie. Da, iar din partea noastră, acum revenind la cealaltă... La cealaltă întrebare, ca să vă răspund, e adevărat că populația românească a fost foarte frământată. Populația din România, 4 milioane sunt plecați în străinătate. Sunt oamenii apăsați de foarte multe nevoi pe care le au. Pe de altă parte, nu apare în spațiu public dorința, părerea și opțiunea cetățeanului obișnuit. Pentru că dacă asta s-ar vedea și nu ar fi presată, să spun, presa, mass media, de reprezentanții lui Sioriu și de anti-unioniști și de adversarii, ca să spun, bine plătiți ai poporului român, s-ar vedea și acest lucru. Încă câteva aspecte legate de acest subiect până să trecem la următorul. De ce întotdeauna înainte de alegeri avem pe tapet aceste subiecte? Și am folosit pluralul pentru că o să vedeți imediat de ce. La fel cum noi, sau mă rog, noi, nu e bine spus pentru că deja se creează o oarecare opoziție, la fel cum unii pun pe tapet problema unioniștilor, de cealaltă parte apare situația autonomiei, ținutului secuiesc de fiecare dată înainte de alegeri. Iarăși, două întrebări. Prima întrebare, n-ar trebui, și spun retoric, n-ar trebui să fie eventual un deziderat de țară unirea României cu Basarabia? N-ar trebui să fie precizată încă de la început și, mă rog, cei aflați în cauză să se îndrepte cu toate forțele în acea direcție pe tot parcursul anului, diplomatic sau nu? Ar fi prima întrebare. Un proiect de țară trebuie să existe și care trebuie să aibă în vedere acest sentiment unionist și dorința poporului român de a sta în granițele firești ale poporului român, pentru că România este un stat care este înconjurat de români. Apoi, vă fac o legătură cu a doua întrebare, cum s-a cu întrebarea anterioară, faptul că în campania electorală răbufnește și apare foarte prezent în spațiul public acest lucru al unirii, înseamnă că el există în societatea românească cel puțin mognit, care este foarte important. Apoi, în legătură cu această unire, acest deziderat care aparține poporului român, este menirea noastră să ducem această competiție și este obligația diplomației românești, a oamenilor de cultură români, a guvernului,
care trebuie să aducă în conștiința lumii, în conștiința organizațiilor internaționale, în conștiința fie și a Rusiei, atâta cât o refuză, faptul că această unire nu dăunează nimănui. Această unire este un lucru firesc, pentru că Rusia trebuie să știe că și această Basarabia este un stat nefiresc, un stat mic, un stat care cândva va crea probleme. Și atunci menținerea acestui stat tampon ca un element de șantaj, la un moment dat se întoarce împotriva celui care șantajează. Și ca atare, sentimentul unionist și dorința de unire trebuie dusă de diplomația românească, repet, de noi românii, în toate straturile sociale, ca să intre în conștiința europeană, pentru că ați făcut o legătură cu ținutul secuiesc, am putea să învățăm ceva de la cei care sunt purtătorii unui steag al minciunii, al neadevărului referitor la acea autonomie și împotriva cursului istoriei, împotriva contemporaneității pe care o trăim în Uniunea Europeană. Și totuși se desfășoară. Se desfășoară și cu foarte multe fonduri, cu foarte multe persoane, cu televiziuni din Ungaria și, în sfârșit, cunosc în Maramureșul istoric cum se desfășoară același lucru și unde, de fapt, românii încearcă să-i copieze pe cei care umblă și pe acolo tot cu un fel de ținut secuiesc, unionist. Atâta timp cât prinde ca și campanie electorală orice fel de subiect, putem să jurăm amândoi și toți telespectatorii că cei implicați nu vor ezita să-l folosească, astfel încât să mai culeagă câte un vot. Și nu știu dacă neapărat suntem părtinici aici, ci doar spunem firescul. Bun, că tot am ajuns la politicienii noștri de zi cu zi, care și-au definitivat listele electorale. Iată un vot pe liste, nu mai este un vot nominal. Aș dori să mergem puțin și la acest subiect, în sensul în care nu avem neapărat acum campanie electorală, dar știți, am vorbit cu cineva și mi-a spus, cu cineva din politică mai de mult acum câțiva ani, și mi-a spus, chiar dacă nu e campanie electorală, campanie electorală începe din momentul în care s-au terminat alegerile. Mi-a plăcut această remarcă și cam așa este. Cel puțin vedem, sunt schimbări de forțe, mai acei politicieni pleacă de la un partid la altul și o să revenim și la acest subiect. Se prezintă listele, unii mai vechi pleacă, alții mai noi sau tot vechi, depinde, urcă pe aceste liste. O întrebare introductivă, până să discutăm nominal despre persoane. Am înțeles că sunt niște situații excepționale și nu văzute de noastră sau de mine, ci văzute de toată lumea în ceea ce înseamnă afișele electorale sau nu neapărat afișele, câteva sloganuri electorale. Dacă puteți să ne spuneți despre ce este vorba. Da, se va declanșa campania electorală. Astăzi, mi se pare, a fost ultima zi de depunere a candidaturilor. Aspectul acesta trebuie privit instituțional și nu sentimental. Adică să populăm instituțiile statului român cu persoane capabile. Avem parlament democratic în Constituție, nedemocratic în activitatea lui sau leneș. Până acum asta am avut. Așa, dar avem parlament în care pot să participe toate forțele și toate exprimările politice din această țară și aici revenim la afișele sau la sloganurile electorale. Iată că noi credem, foarte mare parte a societății românești, în special a românilor din Ardeal, că se surescitează o sensibilitate a noastră, anume apartenența Transilvaniei la statul român, pentru că între timp domnul Alexandru Cumpănașu, care este un mare analist de televiziune și un om cu foarte multe relații și repere informative, a prezentat niște hărți ale viitoarelor granițe, unde Transilvania este arătată ca fiind independentă, Moldova ca fiind independentă, s-ar naște un fel de mică nouă dacie. În contextul acesta, văzând sloganurile electorale care sunt afișate de UDMR, să salvăm Clujul de București, să salvăm Oradea de București, mie mi se pare total nefiresc și aici iarăși văd o slăbiciune ale autorităților statului român.
care a declanșat o solicitare foarte puternică în rândurile populației, văd în presă și am văzut la televiziune. Nu vreau să mă duc mai departe și nu vreau să supărăm pe nimeni. Însă noi, împreună cu maghiarii, trebuie să căutăm o formulă de supraviețuire, recunoscând partea noastră de vină în sensul, nu știu dacă este o vină, noi românii, prin reprezentanții noștri, nu am gestionat corect această relație cu maghiarii. Știți cum... Una din reperele care duc la această gestionare incorrectă sau neoportune este faptul că a fost prea multă lașitate în ceea ce privește liderii politici ai celor două mari partide românești, acum sunt două, erau trei sau patru mai înainte, referitor la relația și la tragerea ODMR-ului. ODMR-ul este un ONG. În obiectul său de activitate nu scrie că participă la campanie electorală. Sunt partide ale maghiarilor, PCM-ul și alte partide. De ce nu participă acestea la alegeri? Și atunci, iată că, în mod indirect, venim cu falsul istoric în față, pentru că nu este adevărat că Clujul salvează Bucureștiul și că banii de la Cluj sau de la Oradea nu trebuie să meargă la București. Asta, dar acești parlamentari nu la București se duc. Asta vreau să vă spun legat de ce ați precizat ultima dată. Și noi știm foarte bine, și dumneavoastră lucrați cu legea, dacă nu se spune direct, poți să spui prin învăluire foarte, foarte subliminal, multe... Subliminal, da. Da, subliminal foarte multe lucruri. Să știți că acest mesaj de genul de ce să trimite noi banii la București și pe urmă să ne fie repartizați în cum consideră cei de acolo, că așa se discută cei de acolo, care, vorba dumneavoastră, sunt cei de aici, până la urmă, pe care i-am trimis tot noi. Deci de ce să-i trimite să ne fie repartizați pe urmă de cei de acolo? Mai bine să rămână la noi și să ne-i repartizăm noi cum vrem. Mesajul subliminal poate fi cu totul altul. După, da, este cel care de fapt urmărește dezmembrarea României, cel care urmărește o autonomie teritorială și că de fapt acești pretinși lideri a unei comunități se reprezintă pe ei însuși. Însă, în același timp, așa sunt mecanismele lor organizate încât populația maghiară nu are altă șansă. Este captivă în ceea ce privește această atitudine electorală și asta este un lucru greșit. Și aici statul român trebuie să vină să o reglementeze lucrurile altfel, pentru că legea aceasta electorală prin care a dat dreptul sau legea partidului politice să fie trei membri într-un partid, dar să aduni 200.000 de semnături să poți să candidezi, iată că nu facem decât luăm cu o mână și dăm cu două, ceea ce nu este corect. Așa și în contextul acesta, monolitul acesta foarte, foarte otrăvitor și dăunător, care se numește ODMR, ar trebui să fie desființat, pentru ca să fie posibilități pentru populația maghiară care are orientare liberală, socialistă, comunistă, de care o fi având, să se exprime și să-și trimită ca reprezentanți acolo oamenii pe care și-i dorește. Da, pentru că nici noi românii nu ne trimite pe care ne dorim. Comunitatea maghiară poate să aleagă, da, pentru sine și de asemenea ofertă electorală acolo variată. Acum, că ați discutat despre acest subiect cu partidele mici, cu numărul de semnături, ați exprimat punctul de vedere, am vrut să vă întreb atunci altceva. Vă întreb legat de această tevatură cu premierul, sau mă rog, viitorul premier. Și de ce vă întreb acest lucru? Pentru că președintele Iohannis, chiar dacă președintele n-ar trebui să se implice, și am mai avut un exemplu de președinte care s-a implicat în ceea ce a însemnat numirea, desemnarea premierului, când Constituția spune cu totul altceva, dă direcții către actualul premier Dacian Cioloș. Să nu înțeleagă lumea că sunt subiectiv sau nu. Este un punct de vedere pe care vi-l prezint și pe care doresc să-l comentați. Cât de corect este această poziția premierului Iohannis, care dă directive că ar trebui să fie un premier și nu celălalt, sau nu altul, sau acel premier nu-l consideră potrivit, nu va fi susținut, că îl dăm exemplu pe celălalt. Și ar fi prima întrebare, după care revin cu a doua. Deci președintele, în exprimările sale rare și în cuvinte puține, a lăsat să înțeleagă că dorește ca actualul premier să redevină premier și în mandatul următor. Plus că sunt deja nume de miniștri care au trecut către forța politică, să spun așa, a Bucureștiului. Surpriza
au trecut și aproape că renunță la funcția de ministru. Dar asta este o altă poveste. Însă, din punctul nostru de vedere, cred că vorbesc de pentru amândoi aici, nu ar fi relevant numele premierului. Ar fi relevant cel care este capabil să facă ceva și să schimbe foarte multe din lucruri. Ori, după părerea mea, de asta dată, ce s-a întâmplat în ultimul an de guvernare nu aduce argumente pentru a continua. Însă, dacă asta a fost dorința președintelui și rezultă, asta am înțeles și eu, că orice s-ar întâmpla, premier va fi cel care există astăzi, el pe acesta îl va numi, înseamnă că descurajează pe alegători. Ca să nu se mai ducă alegeri. Domnule, degeaba mergem la alegeri, că tot altcineva va fi guvernul. Da, asta este o problemă. A doua... Un premier este imaginea unui vot al populației, nu? Așa spune Constituția. Asta este democratic, da. Adică coaliția de partide. Nu se respectă Constituția. Deci coaliția de partide. Este un fel de mers pe sârmă. Deci partidul câștigător sau care are cele mai multe voturi și coaliția de partide formată în jurul lui trebuie să deseneze premierul, fără nicio discuție. Pe de altă parte, alegerile, ca să înțeleagă cei care ne privesc, nu înseamnă numai guvernul. Alegerile înseamnă Parlamentul. Parlamentul este deținătorul suveranității naționale. În această postură dă legi, validează tratate și reprezintă România în lume. Un Parlament bine constituit prin ceea ce face. Pentru că, v-am spus din capul locului, instituțiile contează foarte mult. Dar și mai mult contează cei care le populează, cei care sunt aduși în instituții ca să-și facă datoria. Drept urmare, Parlamentul odată constituit, dacă este constituit din oameni de valoare, oameni demni pentru această funcție de deputat sau senator, atunci și restul funcțiilor sau restul instituțiilor se vor popula la fel. Dar dacă nu, ca și până în prezent, toate instituțiile statului român au fost copia Parlamentului, copia celor care au fost președinte, care a fost prim-ministru și care au fost, mă rog, membrii Parlamentului. Pentru că Parlamentul cu președintele și guvernul numesc avocatul poporului, guvernul, numește șefii serviciilor secrete și, desigur, Curtea Constituțională, care mă interesează foarte mult, pentru că Curtea Constituțională a avut, ca să fiu blând, o componență foarte multă vreme și acum încă nu este în regulă pe acolo, foarte amatoare, dacă nu chiar trădătoare în unele situații când au sătărnicit milioane de voturi ale românilor. Vedeți, așadar, este foarte important acest lucru. Vedeți că ar fi o situație repetabilă, să spun așa, după alegeri, deși e prematur să discutăm acest lucru, o să discutăm probabil atunci mult mai multe, repetabilă în sensul în care acea relație între Parlament, Băsescu și Boc cu acele numiri nesfârșite? Acum, autoritățile statului trebuie să fie oneste. Autoritățile statului trebuie să coopereze și să colaboreze pentru a realiza ceea ce numim sistemul unic al puterii statului român. Toate puterile. Pentru că astfel ajungem ca să progresăm și ca să îndeplinim dorințele celor care ne-au trimis sau i-au trimis acolo în diferite demnități, începând de la consilier local până la președintele Republicii. Că acest lucru până în prezent a avut foarte multe fisuri și defecțiuni este o realitate. Însă oamenii trebuie să știe că aceste alegeri ar fi, cred că, ultima șansă ca noi să mai supraviețuim ca popor, ca nație și oarecum să avem o demnitate reală în lume. Pentru că la ora actuală tot ce vedem și dacă ieșim în afară, ne dăm seama că România este foarte departe și nu are nicio autoritate, nu are nicio onoare, nu are niciun cuvânt pe nicăieri. Luăm un scurt moment de publicitate, stimați telespectatori, ne întoarcem cu alte subiecte, vedem puțin și discutăm despre listele partidelor politice care interesează. Și aici mă refer la numele de persoane pentru Camera Deputaților, pentru Senat, în ceea ce va însemna alegerile parlamentare. Publicitate. Ne întoarcem imediat.
Te rănește? Suferi? Nu ești singur. Protecția copilului te poate ajuta. Sună oricând gratuit la 0800 800 883. Știm bine cât de costisitoare pot fi întreruperile funcționării utilajelor, în special când fiecare minut vă costă, veți remarca servirea noastră promptă și profesională. Producție furtune hidraulice. Lubrifianți, uleiuri minerale semisintetice și sintetice pentru domeniul industrial, agricol și auto, curele de transmisie de orice tip o dimensiune, rulmenți industriali, agricoli și auto. La Leco, în 9 cazuri din 10, piesele pe care le căutați sunt disponibile pe stoc. www.leco.ro. Evenimente concret îmbină într-o atmosferă perfectă fiecare detaliu al evenimentului dumneavoastră. Găzduim și organizăm nunți, botezuri, petreceri private, recepții sau conferințe. Eleganță, bun gust și o capacitate de până la 70 de locuri. Sala de evenimente concret. Ungheni, strada principală 1A. Rezervări la 0731 309 960 sau pe hotelconcret.ro. Evenimentul dumneavoastră, amintiri pentru o viață. De la primele dureri în gât, ia Faringosept. Oprește dezvoltarea bacteriilor, grăbind vindecarea infecțiilor acute din gât. Nou, acum Faringosept, fructe de pădure, mentă și vanilie. Am întors cu al treilea subiect din această seară alături de profesorul nostru dr. Ioan Sabău. Discutăm acum despre parlamentarii noi și vechi de Mureș și ce o să facă ei la București. Dar asta este așa oarecum retoric. Domnule Sabău, partidele și-au prezentat deja listele cu candidați, spunând evident, spunându-le telespectatorilor că nu mai discutăm despre un vot uninominal. Câteva surprize aș putea spune eu și aș începe la PSD să comentăm puțin. Respectiv, această necandidatură a președintelui și actualul deputat Vasile Gria, președintele PSD Mureș, care a lăsat locul, bine, nu e vacant, pentru că este ocupat evident de altceva pe listele acelea eligibile, spunând într-o conferință de presă dată de către televiziunea Târgu Mureș, o să vă rog să schimbați și titlul, spunând că domnia sa preferă să se orienteze mai mult către ceea ce înseamnă partidul în județul Mureș și să îi lase pe ceilalți, vorbind despre o anumită întinerire a candidaților. Mai avem acolo pe liste pe deputatul Buicu, mai avem un Dinu Socotar, mai avem un Horia Soporan și încă câteva persoane care se află în pole position. Cum comentați această schimbare de forțe? Da, eu aș privi întrebarea dumneavoastră într-un context mai larg și aș vorbi în general de alegerile care sunt în această țară și, desigur, partidele care candidează la noi în județ. Aici sunt cele trei forțe politice. PSD-ul, PNL-ul și UDMR-ul. Despre UDMR am discutat. Da, v-aș face o trimitere atât la legea electorală cât și la autoritatea electorală centrală. Eu cred că afișele electorale care se pun ar trebui să fie înainte de toate aprobate de către autoritatea electorală centrală, ca să nu avem discuții cum s-a întâmplat cu Salvăm Oradea de București, pentru că nu este cazul. Am dat un exemplu. Apoi, dumneavoastră ați dat niște nume.
întotdeauna când pornim pe discuții de genul ăsta, eu cred că este vorba despre principii, despre valori și despre instituții. Partidele și-au ales, nu cunosc în forul lor intim cum au ajuns la aceste hotărâri, însă este o certitudine la toate partidele și atunci și la liberal și la PSD-iști, faptul că nu organizația își alege candidații. Pe urmă, nu sunt criterii de desemnare. Eu, dintre cei amintiți de dumneavoastră, îl cunosc doar pe domnul Socotar, mai bine, am fost și într-o campanie electorală cu el și am o părere bună despre domnul Socotar, ca persoană. Asta nu înseamnă că ceilalți ar fi mai buni sau mai rău. Însă, mă rog, acum este gura târgului care discută că s-au schimbat neamurile între ele, care, dacă este adevărat și este adevărat, nu știu dacă este și bine. Și pe urmă, declarațiile pe care le face, mă rog, persoana pe care ați nominalizat-o, trebuie să vedem în ce măsură sunt sincere. Este foarte important acest lucru. PSD-ul, cel puțin la nivel de votanți, la nivelul județului, rămâne, potrivit declarațiilor reprezentanților, forța numărul 1. Ce contraofensivă, din punctul ăsta de vedere, ar trebui să pregătească PNL-ul la nivelul județului? Un PNL care a trecut prin atâtea schimbări și de lideri care s-au certat, care s-au împăcat, au înghițit alte forțe și iată o imagine nouă sau veche. Spunând ca un alt om de televiziune cu toată dragostea, eu nu sunt un om de televiziune, vreau să vă spun că eu cotez și populația românească din județul Mureș care vor vota cu partidele românești, contează pe atitudinea și pe care o au cele două partide față de campania electorală dusă de UDMR. Pentru că atât liberalii cât și PSD-iștii, care sunt principalele partide românești și în județul Mureș, se uită cu circumspecție, cu obediență și cu foarte multă frică spre UDMR, fiecare jinduind la faptul că după alegeri o să intre la guvernare și să nu supere. Aceasta este o problemă. După aceea, în ce măsură vin cu proiectele reale? Ce trebuie făcut la legea educației, ce trebuie făcut în calitate de parlamentar într-un loc sau alt loc. Înainte de toate, eu cred că cei care candidează trebuie să știe ce este un parlament. Dacă cei despre care discutați și ceilalți de la liberal știu ce este un parlament, nu am avea obiecții. Pentru că dacă discutăm de gigacalorie și despre alte aspecte în satele din județul Mureș, înseamnă că nu facem o campanie electorală pe subiectul alegerilor generale pentru Parlament. Deoarece în Parlament se va pune problema unei noi Constituții sau unei Constituții revizuite, în care UDMR-ul vine cu problematici foarte bine puse la punct și aș vrea cei pe care i-ați pomenit să văd ce părere au. După aceea, în legătură cu regionalizarea României, care iarăși va fi introdusă pe tapet. Am și fost rugat de persoane de la București, de la câteva universități, ca să organizăm împreună în Transilvania o conferință cu regionalizarea, cum ai făcusem în urmă cu 3 ani, pentru că aici este bătălia mare pentru a nu reînființa sub altă denumire regiunea Mureș Autonomă Maghiară, înființată de Iosif Visarionovic Stalin, prietenul celor care au preluat conducerea României după 1944 și care erau marea majoritate hortiși naziști, care sub această lozincă și cu umbrelă a comunismului au scăpat de răspundere pentru crimele care au săvârșit între 1944 și 1944, care nu le putem uita. Este un lucru foarte important. Istoria este adevărat că nu ne ajută pentru viitor decât dacă o recunoaștem și o știm. Alminteri, riscăm să o repetăm. Apoi, m-ați întrebat despre Partidul Național Liberal. Am văzut acolo niște nume, am văzut persoane, mă rog, ce au făcut sau ce sunt capabili acești candidați de deputați și de senatori, pentru că cunoaștem și în parlamentele trecute, fiecare și-a rezolvat problemele lor și de la un partid și de la celălalt, ale lor personale. Și de fiecare dată au rezonat doar în direcția unde ei aveau ceva de câștigat, fie cum se ocupă acum și DNA-ul, poate pe nedrept, de a câștiga imagine și popularitate.
Așadar, după părerea mea, un demnitar de această anvergură și care reprezintă suveranitatea națională trebuie să muncească, trebuie să fie meseriaș, trebuie să fie un profesionist și trebuie în același timp să fie patriot și cinstit. Ceea ce, dacă cei pe care i-ați nominalizat îi caracterizează, ar fi ceva de făcut. Însă aici? eu nu văd o primenire a clasei politice, dacă este mare lucru să spunem clasă politică, prea multă prețiozitate, că nu este o clasă politică, sunt o felul de adunături de șezători din astea făcute așa ad hoc și că de fapt desemnările respective nu aici la noi în județe, în toate județele țării, nu s-au făcut pe criteriile, să spunem, democratice. Cine a fost prieten cu șeful, cine a fost secretar a șefului, cine a fost neam cu șeful, cum este și la noi în județ și așa mai departe, urmează să candideze. Desigur, nu vreau să descurajez alegătorii, pentru că până la urmă este foarte important să meargă la lege și trebuie în același timp să-și îndrepte ochii și spre alte forțe care apar acum pe scenă și care un pic sunt cam decapitate și cam împrăștiate, deoarece n-au avut timp să se organizeze. Că faptul bun este că Partidul Social Democrat și Partidul Liberal, și nu mai discut de mereu, are o structură și bază de foarte bine organizată, structură foarte bine organizată, sunt adevărate armate, cu experiență, cu presă, cu bani, care e foarte important într-o campanie electorală. Am vrut să vă întreb data trecută sau acum două dăți despre această trecere și vă întreb acum, pentru că n-am avut timp atunci, despre această trecere a senatorului Marius Pașcan de la PNL la PMP. Și cum considerați noastră că s-a făcut sau de ce s-a făcut această trecere? Și acum, nu vreau să se înțeleagă greșit, dar cel puțin în ceea ce a însemnat relația mea cu senatorul Marius Pașcan și a televiziunii Târgu Mureș, aceasta a fost foarte bună și întotdeauna onestă și profesională. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, punctul meu de vedere nu cred că trebuie să-l afle telespectatorii, dar punctul meu de vedere ar putea să-l afle. Îl cunosc foarte bine pe domnul Marius Pașcanu. În ce privește conducerea liberalilor, sunt câteva persoane acolo orgolioase și pline de sine. Printre cei plini de sine, trebuie să recunoaștem că îl marchează și pe Marius Pașcan. Dar cu toate acestea, Marius Pașcan a făcut lucruri importante în Parlamentul României în mandatul care e pe cale să se sfârșească. Știu că am colaborat cu el pe problema restituirilor de proprietăți care spune Gingașa și care face parte din specialitatea mea. Și le-a început și unde, mandatul de prefect. În mandatul de prefect al lui Marius Pașcan și continuat. După aceea, Marius Pașcan a militat foarte mult pentru satele din Valea Mureșului, Valea Gurghiului, cu privire la area protejată de acolo și cu acel ocol silvic în regim privat de la Gheorgheni și a militat și desigur a avut câștig de cauză în presiunile pe care le-a făcut corecte pentru ridicarea acelei administrări. El a trecut la un alt partid. Îmi pare rău în contextul dat. Pentru dumneavoastră îmi pare rău. Pentru că în contextul dat sunt totuși două orientări politice foarte importante. Este orientarea liberală și este orientarea social-democratică. Aceste două mișcări sunt importante în bătăliile electorale. Există o nișă a cauzei naționale care, din păcate, nu o ocupă nimeni și s-a văzut de la alegerile locale. Care credeți că partidul schimbă un om sau omul poate să schimbe și partidul? Un om are foarte mare rol atunci când discutăm despre elite, despre lideri. Însă n-are cum să schimbe Marius Pașcan partidul lui Băsescu, unde s-a dus și Băsescu are imaginea pe care o are. Un om foarte deștept și un om care a făcut foarte mult rău, folosindu-și deșteptăciunea împotriva țării și în favoarea lui, ceea ce a marcat istoria acestei țări în ultimii 10 ani. Dar acum că a trecut campania electorală, eu am vechea campanie, am sprijinit și am privit cu simpatie atitudinea domnului Marius Pașcan și faptul că el a ajuns până la urmă senator și fără discuție este o persoană pregătită
Am privit cu surprindere faptul că el a trecut de la un partid la altul și s-a întâmplat acea situație conflictuală la el în partid, dar mă rog, e problema lor. Și de domnia nici... sa în intervenții, poate să le mai discutăm și la televiziunea Târgu Mureș. Încă o întrebare pentru ultimele două minute. A spus, poate ar fi bine să se mai orienteze electoratul către partidele mici. Partidele mici vor fi lăsate să aibă posibilitatea să atragă electoratul, apropo de acele semnături? Acum există formatori de opinie, există partidele mari care au tot felul de relații prin presă, nu mai vorbesc de televiziuni, prin servicii, prin STS și la această chestiune nu au trecere partidele mici. Însă partidele mici au făcut o greșeală care candidează. Ele au rămas așa, cioburi risipite, pe diferite domenii și ca atare greu o să realizeze procentul de 5%. Și mă gândesc la două formațiuni care candidează și în Transilvania și care oarecum se pretind că ar fi urmașele pe UNR-ului. Oricâtă vreme nișa... Partidul România Unită, spuneți? Partidul România Unită, partidul lui Marian Munteanu. Pe urmă este situația aceea cu partidul Salvați România, care e destul de multă de gringoladă și situații suspecte în ce privește menirea lor, mai ales că se discută și s-a reproșat nu de către mine, că ar fi oarecum bursierul lui Sureș, care este foarte important de lămurit. Dar rămâne cauza națională, pentru că dacă tace PNL-ul, și dacă tace PSD-ul și nu se exprimă în raporturile cu UDMR-ul și în raporturile cu alte forțe care sunt dușmănoase împotriva românilor și a românilor transilvaneni, atunci uitați că au câmp liber aceste două forțe politice mici și o nișă de ocupat. Dar dacă și nu ar fi rău ca să intre în Parlament, dacă ar avea un discurs optim și un discurs echilibrat și, mă rog, în contemporaneitate cu aceste vremuri. Pentru că în toate țările din Europa există aceste orientări, mai mult sau mai puțin stridente. Nu mai vorbesc de alte țări din jurul nostru, în care, să vedem Ungaria, toate partidele de la putere din Ungaria și din opoziție sunt partide extremiste. Eu nu spun că partidele de la noi sunt partide extremiste, însă cauza unionistă despre care am discutat la început, cauza națională și a limbii române, a istoriei poporului român, a drepturilor pe care le avem aici din totdeauna, trebuie cineva totuși să le reprezinte și în Parlament. Mulțumesc mult pentru prezență. Astăzi a avut loc o conferință de presă a președintului PSD Mureș, Vasile Gliga. Frânturi din această conferință cu cele mai importante aspecte imediat după acest material. Dumnezeu, vă mulțumesc mult! Dumneavoastră rămâneți alături de programele televiziunii Târgu Mureș, luăm publicitate, după care vă las cu subiectul propus. We'll be right back.
V-ați întrebat vreodată ce rol au ușile în viața noastră? Fiecare dintre noi am întâlnit în viața multe uși. Indiferent că vorbim despre uși la propriu sau la figurat, ele înseamnă același lucru, trecerea spre ceva. Poate să spui că nu e un lucru important, că sunt doar uși, dar când le alegi, trebuie să o faci cu grijă. Așa că am căutat până am ajuns într-un loc care știa perfect cât de importante sunt ușile în viața noastră. Casa de Vis. Aici găsești uși de interior, uși cu formiri naturali, uși laminate, uși din sticlă securizată, dar și uși de exterior, uși metalice antiefracție, uși cu rupere termică, uși reziste de la foc. Casa de Vis. Universul ușilor tale. Cred că avem o listă cu oameni care au demonstrat în alegerile locale că pot și că au în spate un electorat care să ne ajute că la alegerile parlamentare să obținem cel mai bun scor al unui partid românesc din județul Mureș. Ne propunem mai mult de 2 deputați și un senator. Când zic mai mult, niște resturi care să ajute fie să avem un parlamentar în plus, fie să, la coșul național, să ajute PSD-ul ca la nivel național, să și cu coalițiile care se vor stabili, să putem avea o majoritate pentru a stabili primul ministru și guvernul României ca să fim la guvernare. De ce ne dorim să fim la guvernare? E o dorință, după mine, deja populară, mai ales având în vedere ultimele evenimente și faptul că hotărâri luate în Parlament în ultimele săptămâni au fost contestate la Curtea Constituțională sau, după cum anunța ieri președintele României, nu vrea să promulge legea votată marți în Camera Deputaților de eliminarea celor 102 taxe nefiscale. Faptul că legea conversiei a fost atacată, cea care favorizează băncile, care nu sunt de acord să scutească oamenii care s-au angajat în anumite condiții și în anumită situație economică a țării, la niște credite și numai oamenii trebuie să-și asume riscurile, băncile să câștige tot timpul. Deci pare că guvernul tehnocrat și Iohannis favorează băncile și la fel nu scu oamenii atunci când nu sunt de acord cu eliminarea acestor taxe. Cele 102 taxele sunt popularizate, sunt, să știu, pe domeniile care sunt, eu m-aș referi mai mult, pentru că eram în prezent în Camera Deputaților când s-a introdus un amendament pentru anularea taxei Radio TV, care a fost foarte discutată. Știu mai în amănunt, atunci când în Comisia de Cultură am fost prezent, s-a discutat conducerea radio și TV și a fost o seamă de rapoarte a situației financiare și a măsurilor care trebuie luate. Am participat chiar la o întâlnire în care a fost primul ministru cu președinții camerelor și comisiile de cultură și de la Senat și la Camera Deputaților. Deci cunosc un pic mai în amănunt faptul că taxele erau luate odată cu abonamentul de la taxa de curent venea și în primul rând acolo se scurgeau comisioane destul de mari. Oricum era subvenționat și radio și TV-ul în proporție de 60-70%. Deci hotărârea care s-a luat și modul cum s-a să rezolve problema, oricum, prin finanțare directă, într-adevăr, de la stat,
se pune problema pentru a avea o televiziune și un radio pentru toți cetățenii României, care să nu fie acaparat de niciun partid, să nu fie un post politic sau... Și până acum s-a văzut foarte clar că se consideră că la nivel național, cel puțin radio și televiziunea nu a fost de partea PSD. Deci ultimul lucru la care se poate face referire. Din potrivă, în timpul ședinței de vot final, liderul de grup a fost sunat de director de la radio și amenințat că grupul PSD face o greșeală. În legătură cu oportunitatea taxelor, cred că e în favoarea fiecărui cetățean să nu-l mai porți după un timbru fiscal, după o chitanță, să-l ții zile în șer la ghișee sau să faci cozi. Cred că e pentru a de birocratiza instituțiile statului. Adversar nu-i președintele țării, nu-i guvernul tehnocrat. Deși guvernul meu, partidul meu, așa zice președintele Iohannis, în ceea ce ne privește la nivel de județ, aș face o referire clară. Tot timpul ca președinte PSD a recomandat să nu atacăm adversarii. Să arătăm cu ce suntem noi mai buni, că noi avem liste de oameni maturi, oameni care au dovedit. Nu ne-am adresat alegătorilor cu candidați care să n-aibă o maturitate și un discernământ, mai ales că eu consider că județul Mureș e un județ special din punct de vedere a structurii etnice în județ și chiar trebuie să fim foarte vigilenți în ceea ce se întâmplă în județ. Vârsta reală a ficatului tău? Ficatul tău, asediat din toate părțile, te afectează chiar dacă nu se vede la exterior. Fortificat Forte, cu cea mai mare concentrație de fosfolipide esențiale, reface în mod natural membrana celulei ficatului, deteriorată de agresiuni hepatice sau de un stil de viață dezordonat. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. În 1996, Brutăria Eldi vă oferă produsele de panificație și patiserie cele mai gustoase și naturale. Eldi a crescut, s-a dezvoltat, iar pentru asta noi vă mulțumim! Brutăria Eldi. Adevăratul confort este în intimitatea casei tale. Hot Spring România și Live Relax vă ajută să vă creați propria oază de relaxare. Consultanță, proiectare, design și execuție de centre wellness, spa, comerciale sau rezidențiale.
unic importator al căzilor cu hidromasaj marca Hot Spring USA. Asigurăm comercializarea, instalarea și mentenanța acestora. Bun găsit la o nouă emisiune dedicată asociațiilor de proprietari. Sunt avocat Gelu Pușcaș, alături de mine domnul Alexandru Gavrilă, directorul general al companiei de administrare Kvartal. Tema emisiunii de astăzi o reprezintă rolul jucat de către Comitetul Executiv al Asociației de Proprietari în activitatea curentă din cadrul acesteia. Înainte de a începe și a-l supune unui tir de întrebări deloc comode, pe domnul Gavrilă, aș vrea să vă reamintesc că platforma existentă pentru dumneavoastră și în folosul dumneavoastră pe Facebook, Consultanța Asociației de Proprietari. Aș vrea să discutăm despre importanța și rolul Comitetului Executiv în cadrul Asociației de Proprietari, modul în care acest Comitet Executiv este ales, modul în care deliberează, modul în care își ține ședințele și modul în care ar trebui să fie implicat în activitatea curentă din Asociația de Proprietari. Aș vrea astăzi să fim cât mai aproape de telespectatorii noștri și să lăsăm un pic la o parte tot ceea ce înseamnă legislația în domeniu și să încercăm să le explicăm cum ar putea să realizeze o activitate în cadrul Comitetului Executiv cât mai aproape de proprietari, cât mai aproape de necesitățile din cadrul Asociației de Proprietari. Să trecem un pic peste formalismul acesta deloc de neglijat, de altfel, al alegerii, al modului în care membrii Comitetului Executiv urmează să se întâlnească, a modului de redactare a procesului verbal, subliniez, extrem de importante și necesare, dar ar trebui să vedem din practica dumneavoastră cum ar trebui să fie un comitet executiv suplu și dinamic, pentru că am avut împreună situații în care o asociație de proprietari cu destul de puține apartamente avea un comitet executiv compus din foarte multe persoane. Implicarea acestora a lăsat tot timpul de dorit, nu se întrunea cvorumul necesar pentru dezbatere, existau tot felul de discuții, ca și o concluzie nu era nimic constructiv și în folosul asociației de proprietari. Pentru a dezbate această problemă, trebuie precizat de la bun început că un comitet executiv eficient trebuie să fie format din persoane care să își dorească să se implice. Fără implicarea membrilor asociației de proprietari în activitatea și în bunul mers al asociației de proprietari, lucrurile nu vor funcționa. Acei membri ai comitetului executiv aleși, hai mă intră și tu în comitet că nu avem pe cine să alegem și să fim și noi trei și oricum eu am să fiu singurul care duc în spate atribuțiile comitetului executiv, ale administratorului, ale președintelui și tu vezi de treaba ta, nu este regulă. Pentru că acest comitet executiv trebuie să fie format din persoane care își doresc să meargă bine acea asociație de proprietari din care fac parte, să fie persoane credibile, oneste, sincere, transparente în tot ceea ce privește actul decizional, care, odată aleși în rândul organelor de conducere, au niște obligații. Au niște obligații destul de mari față de proprietari și față de bunul mers al asociației din care fac parte.
motiv pentru care acele persoane care acceptă să fie trecute pe într-un simplu proces verbal ca făcând parte din membrii Comitetului Executiv, mai bine să nu intre în rândul Comitetului Executiv, pentru că mai târziu se vor vedea aceste acte de indiferență și neimplicare. Motiv pentru care, odată ce din rândul proprietarilor sunt alese persoanele care fac parte din Comitetul Executiv, acestea duc la îndeplinire deciziile luate în cadrul adunărilor generale. Bineînțeles că în adunările generale se stabilesc toate obligațiile, lucrările, modalitatea de selecție de ofertă, care cad în sarcina membrilor Comitetului Executiv. Aici aș vrea totuși să punctăm și rugămintea mea pentru proprietari și pentru cei interesați care ne urmăresc este să discutăm un pic și să punctăm modalitățile prin care se face această selecție de ofertă și limita în care Comitetul Executiv poate interveni ca să eliminăm orice fel de suspiciune. În practică, în adunarea generală, care este recomandabil, potrivit legii 230, să aibă loc cel puțin o dată pe an, de regulă, în primul trimestru, trebuie, pe de-o parte, să fie prezentată situația financiară pentru anul precedent și, totodată, ceea ce se preconizează a se efectua în anul în curs. Acesta este motivul pentru care, în cadrul adunărilor generale, se stabilesc valorile fondurilor necesare anumitor lucrări care urmează a fi angajate de către Comitetul Executiv cu acordul adunării generale. Adică se stabilește mandatul acordat Comitetului Executiv, exact, în modul de acțiune ulterior. Exact. Trebuie ca să fie stabilite foarte clar ce lucrări se doresc la nivelul asociației de proprietari a fi efectuate în anul în curs, care sunt fondurile existente și cum vom recupera fondurile necesare executării acelei lucrări în anul în curs sau în rate în anul următor. Mandatul acordat de către adunarea generală Comitetului Executiv vizează selecția de oferte, dacă aceasta nu se face în cadrul adunării generale, și stabilirea criteriilor de selecție pentru aceste lucrări. Din punctul meu de vedere, nu exclud posibilitatea de a convoca o altă adunare generală strict pentru unele lucrări pentru care trebuie să existe acordul adunării generale. Adică dumneavoastră spuneți că n-ar fi rău ca membrii asociației de proprietari sau chiar Comitetul Executiv să solicite și să convoace o adunare generală cu unic punct realizarea unei anumite lucrări atunci când lucrarea respectivă are o valoare semnificativă sau presupune o eșalonare de plată unde proprietarii vor simți la cotele de întreținere respectiva lucrare. Discutăm de probabil plasa de la subsol, de terasa blocului, unde costul este semnificativ. Cu siguranță, da, și mergând pe ideea unei transparențe totale, proprietarii trebuie să cunoască la ce se așteaptă, care sunt costurile estimative sau concrete pe anumite contracte și care este numărul de rate. Nu mizați pe lăsarea unei largi posibilități Comitetului Executiv în a decide, în a hotărâ, baza unei unui așa zis mandat din partea adunării generale. Sub nicio formă nu, pentru că orice mandat flexibil, orice posibilitate de negociere lasă loc la interpretări. Și atâta timp cât există o oarecare interpretare, cum că s-a luat un anumit comision sau s-au făcut anumite înțelegeri în spatele acelei oferte, lucrurile nu sunt în regulă și proprietarii vor fi nemulțumiți. Nemulțumirea proprietarilor se materializează prin
neacceptarea plății, respectiv necolectarea sumelor, pentru o lucrare executată, un mandat dat Comitetului Executiv, un contract semnat și neonorat din punct de vedere al plăților pentru acea prestație, nu face altceva decât să ducă Asociația de Proprietari ori la penalizări, ori într-un proces unde vor fi alte costuri pentru ceva ceea ce nu s-a întâmplat și nu este deloc în regulă. Acum, strict procedural, membrii Comitetului Executiv sunt aleși în cadrul adunării generale legal ținute, la prima convocare sau la a doua convocare. Membrii Comitetului Executiv trebuie să fie minim 3. Număr impar. Și unul din membrii Comitetului Executiv este chiar președintele Asociației de Proprietari. Care, prin voința sa și prin numărul cel mai mare de voturi, a fost ales de către membrii prezenți la adunarea generală. Trebuie precizat faptul că, deși am abordat această chestiune într-o emisiune anterioară, subliniem faptul că poate fi ales și poate alege doar proprietarul care face parte din Asociația de Proprietari, în sensul că este membru al Asociației de Proprietari. Da, trebuie ca să poți participa la adunarea generală, să propui, să alegi și să fii ales, trebuie să deții acest statut de membru al Asociației de Proprietari. Vreau să subliniez faptul că dacă dețin o proprietate într-un imobil, nu sunt obligatoriu și membru al Asociației de Proprietari. Dar acest neajuns, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, poate fi rezolvat printr-o simplă solicitare scrisă, prezentată chiar și în cadrul adunării generale la începutul acesteia, președintelui Asociației de Proprietari, prin care se solicită de către respectivul proprietar să facă parte din membrii Asociației de Proprietari, să devină membru al Asociației de Proprietari. Din acel moment, acel proprietar poate fi ales, poate propune, poate vota, alege. Poate alege și toate lucrurile să devină normale. Atâta timp cât plătesc și dețin calitatea de proprietar, de ce să nu beneficiez și de calitatea de membru al Asociației de Proprietari? Acum trebuie să precizăm faptul că acest comitet executiv este locul în care președintele Asociației de Proprietari își desfășoară activitatea. Spun eu că președintele Asociației de Proprietari trebuie să se sfătuiască cu membrii Comitetului Executiv și împreună să adopte cele mai înțelepte decizii pentru Asociația de Proprietari. Eu spun că toate aceste întâlniri ale Comitetului Executiv ar trebui consemnate, pentru că ceea ce se discută și modul în care fiecare din membrii Comitetului Executiv și-a spus punctul de vedere să rămână scris pe acel proces verbal. Am observat foarte des că se întâlnesc în cadrul Comitetului Executiv, au o ordine de zi pe care ar trebui să o parcurgă și se întâmplă, chiar dacă sunt 3 sau 5 membri, exact ca într-o adunare generală. Încep cu ceva, ajung la o altă problemă, se termină ședința, fiecare pleacă acasă, n-a rămas scris o modalitate prin care înțeleg să rezolve o anumită situație. Și aici intervine următoarea problemă. Ori cade pe umerii președintelui, care ia taurul de coarne și hotărăște în anumite privințe și angajează asociația chiar și în lucrări semnificative, ori se pasează această responsabilitate administratorului. Și aș vrea să vă mai provoc și cu privire la modalitatea în care Asociația de Proprietari înțelege să recompenseze această activitate a membrilor din cadrul Comitetului Executiv. Bănuiesc că atunci când au loc alegeri în cadrul adunărilor generale, nu sunt foarte mulți doritori care vor să facă parte dintr-un comitet executiv, mai ales într-un bloc cu probleme. Într-un bloc care are probleme cu restanțieri, într-un bloc care are probleme cu furnizorii de utilități, într-un bloc în care lucrurile se mișcă mai greoi. Credeți că este o variantă implicarea condiționată de remunerarea pentru această activitate? Își mai găsește finalitatea rolului
membrului în comitetul executiv în acest dezinteres în bunul mers al asociației sau nu are niciun fel de legătură? Adică pot să mă implic la fel de mult și dacă sunt remunerat, pentru că vorbesc la telefon, pentru că mă deplasez cu autoturismul în beneficiul asociației de proprietari, adică și eu, la rândul meu, am niște costuri pe care le suport din propriul buzunar. Am să încep cu prima parte a întrebării. Comitetul executiv și modul în care se iau deciziile. La nivelul organizării asociației de proprietari, trebuie să existe două registre. Un registru de procese verbale al adunărilor generale și un registru de procese verbale al ședințelor de comitet. Orice discuție care este solicitată urmarea unei petiții a unui proprietar, trebuie pusă în discuția comitetului executiv pentru a lua o hotărâre. La ședințele comitetului executiv, care de regulă ar trebui să se țină aceste întâlniri lunar, se iau în discuție, pe de-o parte, natura cheltuielilor, valoarea acestora, modalitatea de repartizare, ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate în adunările generale anterioare, modalitatea de recuperare a anumitor sume de la restanțieri, aducerea la cunoștință a evoluției anumitor dosare, dacă există acțiuni în instanță, anumite solicitări din partea proprietarilor pentru regularizări de sume, pentru actualizarea prezenței numărului de persoane. Deci toate aceste aspecte care generează costuri sau care stau la baza repartizării cheltuielilor la nivelul unei asociații de proprietari, se iau în discuția ședințelor Comitetului Executiv. Ședințele Comitetului Executiv sunt prezentate de către președintele Asociației de Proprietari, care, de regulă, nu poate lua niște decizii singur, ci trebuie să existe acest acord, această consultare a membrilor Comitetului Executiv din mult mai multe motive. Dacă discutăm de un bloc cu mai multe scări, cu siguranță președintele stă la scara, nu știu, 5, și nu are cunoștință despre ceea ce se întâmplă la scara 1 sau de solicitările unui proprietar de la scara 1. Și atunci se pun de acord în cadrul acestor ședințe ale Comitetului Executiv asupra modului în care vor acționa pentru rezolvarea acelei probleme. În situația în care avem hotărâri luate în cadrul adunărilor generale vis-a-vis de anumite angajamente sau anumite lucrări sau anumite prestări, tot în cadrul acestor ședințe ale Comitetului Executiv se centralizează solicitările sau direcțiile date de către membrii adunării generale și semnăm contracte, negociem, facem selecție de oferte, stabilim prețul, stabilim rate, stabilim, nu știu, modalitatea de recuperare a acestor sume sau dacă avem fonduri deja colectate. Aici ați subliniat un aspect extrem de important. Haideți să-l punctăm. Comitetul executiv poate demite și a angaja personal în folosul asociației de proprietari. Nu trebuie să întrunim adunarea generală pentru a schimba îngrijitorul sau pentru a realiza o investiție de mici anvergură. Angajarea și demiterea personalului cade în sarcina comitetului executiv. Adunarea generală este consultată în situația în care se depășește bugetul alocat pentru acea prestație sau pentru acel angajat. Bineînțeles, eu merg în asociațiile de proprietari și propun să se stabilească la nivelul adunărilor generale retribuțiile nete pentru personalul angajat, deoarece sunt modificări legislative în cursul anului care majorează și afectează într-un fel sau altul, în plus sau în minus, retribuțiile, respectiv contribuția proprietarilor. Odată angajate și ne depășim bugetul alocat acestor persoane, retribuțiilor pentru aceste persoane în cadrul adunărilor generale, Comitetul Executiv angajează și demite, nu și cenzorul. Deci Comitetul Executiv, președintele și cenzorul sunt organe alese, membri aleși, în cadrul adunării generale, care au obligații și funcții distincte. Mai fac precizarea că
administratorul și cenzorul nu fac parte din comitetul executiv. Ei sunt invitați la ședințele comitetului executiv pentru a lua act sau pentru a fi consultați în vederea rezolvării problemelor aduse la cunoștința comitetului executiv de către proprietari. Diverse aspecte sunt foarte multe, dar trebuie luate în discuție. În ceea ce privește partea a doua a întrebării, respectiv remunerarea acestor persoane, trebuie luat și avut în vedere faptul că orice prestație trebuie plătită. Și timpul costă bani. Da, sunt persoane de partea celor care se implică și ar trebui să fie remunerați. A susținut când am avut emisiunile precedente că cei care se implică în diverse activități ar trebui să fie remunerați. Da, tocmai pentru faptul că, spre exemplu, dacă discutăm de președintele Asociației de Proprietari, este persoana care angajează asociația în relațiile cu furnizorii de utilități. Trebuie să ajungi să iei legătura cu ei, să semnezi contractul, să se modifice contractul, să obții o eșalonare, să obții un acord. Toate aceste aspecte înseamnă timp. Timpul, din timpul cui? Din timpul lui. Nu mai discutăm de ceea ce înseamnă transport, de ceea, cheltuielile curente, da? Care trebuie într-un fel sau altul acoperite. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere faptul că implicarea președintelui Asociației de Proprietari și membrii Comitetului Executiv în bunul mers al Asociației de Proprietari trebuie remunerată pentru ca aceștia să nu fie tentați să accepte unele comisioane care, cu siguranță, la final vor fi achitate tot de către proprietari prin semnarea unor contracte cu niște prestatori care vor plăti aceste comisioane Asociației de Proprietari, membrilor Asociației de Proprietari, reprezentanți, da? Comitet Executiv. Pe de o parte. Pe de altă parte, același motiv stă la baza ideii de a discuta în cadrul ședințelor de comitet și a hotărâ împreună. Este mai puțin probabil să poți corupe 5 membri sau 7 membri ai Comitetului Executiv de către un prestator. Dacă vor fi niște membri ai Comitetului Executiv formali, care vor semna pe o hârtie fără să știe ce semnează, sau vor fi de acord și vor semna un proces verbal fără să știe ce semnează, atunci asta este rostul sau este rodul dezinteresului, să spun așa, și plata va fi pe măsură. Pentru că dezinteresul și neimplicarea membrilor Asociației de Proprietari se va răsfrânge undeva. Și acel undeva va fi în buzunarul lor, din păcate. Să înțeleg că pe dumneavoastră și modul în care dumneavoastră vă organizați activitatea, nu vă deranjează un comitet executiv puternic, un comitet executiv care într-adevăr să se întâlnească, un comitet executiv care să hotărască, un comitet executiv care chiar lună de lună să se întâlnească pe dosarul pe care dumneavoastră îl realizați. Este foarte util. Este foarte util pentru că adică o astfel de atitudine ar trebui încurajată, nu descurajată. O comunicare eficientă și o transparență totală în ceea ce înseamnă actul decizional, angajarea unor prestatori de utilități, a unor furnizori de servicii, costurile suportate de membrii Asociației de Proprietari sunt foarte importante. Lună de lună. Pentru că în fiecare lună există cheltuieli urgente de întreținere care pot ridica valoarea contribuțiilor proprietarilor. Acum, eu proprietar la apartamentul 1 din Asociația de Proprietari, cum reușesc eu să aflu ceea ce a hotărât Comitetul Executiv în cadrul ședinței? Nu știu că s-au întâlnit, nu știu ce au discutat, dar deciziile lor se răsfrâng asupra buzunarului meu până la urmă. În primul rând, prima condiție este să particip la adunarea generală. La adunarea generală se iau hotărârile
dacă este statutară, da, deci convocată sau reconvocată, și aceste hotărâri luate în adunarea generală se aduc la cunoștința proprietarilor prin afișare la loc vizibil. Da? Deci, extrasul din hotărârile luate în adunarea generală, obligatoriu trebuie să aduse la cunoștința proprietarilor, care, dacă nu sunt de acord cu hotărârile luate, pot contesta în termen de 45 de zile de la comunicare acele hotărâri, respectiv adunarea generală. Acum, toate aceste chestiuni din practică o să ne le spuneți. După o scurtă pauză, nu uitați portalul dedicat asociațiilor de proprietari pe Facebook, Consultanța Asociației de Proprietari. Rămâneți alături de noi, revenim! Mihai este responsabil de marketing. Este în căutarea unei soluții complete care să-l ajute să găsească clienți cât mai ușor și cât mai rapid. A căutat în Google, a găsit informații pe diferite site-uri, dar ceva nu era în regulă. Problema este că informațiile găsite sunt incomplete, neactualizate și are nevoie de mult timp să le organizeze. Pur și simplu e prea complicat și ar dori să găsească o soluție completă care să funcționeze. Din fericire pentru marketerii profesioniști, există listafirme.ro. Mihai este încântat. Cu Lista Firme are acces la cea mai mare bază de date a firmelor din România. În plus, CD-ul Lista Firme Gold l-a ajutat să inițieze campanii de marketing direct, precum mail, e-mail, fax, marketing și telemarketing. Toate acestea integrate într-o platformă ușor de utilizat. Pentru că listafirme.ro are o experiență de 12 ani în domeniu, Mihai a putut verifica istoricul firmelor cu care dorea să semneze contracte importante. Astfel, a evitat câteva situații foarte riscante. Un alt lucru extraordinar, când Mihai iese pe teren, are acces la aceleași resurse prețioase pe telefonul său. Pentru că datele sunt actualizate zilnic, Mihai a putut afla primul detaliile firmelor nou înființate, pe care le-a contactat și le-a oferit serviciile. Este incredibil! El nu știa că atât de mulți clienți așteptau doar să afle ce vindea firma lui. Astăzi, Mihai este foarte fericit. Firma crește datorită numărului de clienți tot mai mare pe care îl generează baza de date listafirme.ro. Îți dorești contacte noi pentru mai mulți clienți? Fă-ți un cont gratuit de membru pe listafirme.ro chiar astăzi! Cauți produse pentru copii? La Bikid ai cele mai bune prețuri la cărucioare copii, scaune auto, biciclete, triciclete, pătuțuri, mașinuțe electrice, jucării și multe alte produse. Livrare în 24 de ore oriunde în țară. Profită de oferte la mii de produse în stoc doar pe bikid.ro. Améliorer la vie de chacun pour améliorer la vie en société. 50 ans plus tard, nous accompagnons le quotidien de millions d'hommes et de femmes dans le monde. Nos clients sont en contact avec une centaine de marques, produits et services,
que nous avons imaginé et mis en place. Des solutions qui se sont modernisées au rythme des nouveaux usages et nous propulsent dans une nouvelle ère. Celle de la transformation et du changement de nom. Un nouveau nom, issu de notre ADN, porteur de notre dynamique, de notre état d'esprit et de notre liberté. UP. UP est une marque de confiance, sincère et universelle. UP est une marque simple et optimiste à l'image de notre marque historique. UP est une marque différenciante et rassembleuse qui apporte de la cohésion et renforce la lisibilité de notre offre, comme le ferait un label. UP est notre signe de reconnaissance. Mobilisons-nous pour en faire la marque emblématique du progrès social à travers le monde. Geneo, cea mai eficientă soluție a tehnologiei Smart Touch. Geneo, cea mai avansată inovație în domeniul esteticii profesionale. Geneo folosește tehnologia revoluționară Oxigeneo, ce introduce ingrediente active în piele. Cu Geneo poți administra eficient informațiile clienților tăi, poți defini planul lor de tratament și poți trimite mesaje personalizate de la orice locație. Întreabă-ți esteticianul de tratamentul Oxigeneo și bucură-te de beneficiile lui. Am revenit, spuneam înainte de pauză că foarte important pentru asociația de proprietari este modalitatea în care se implică cei care fac parte din comitetul executiv și modul în care aceștia au o limitare prin mandatul acordat de adunarea generală de a angaja anumite cheltuieli. Și ne spuneați dumneavoastră că este destul de greu să, sau este mai greu în practică ca un anumit prestator de servicii să poată, spuneați dumneavoastră, corupe un număr de 7-9 membri din asociația de proprietari. Aici mă duce gândul la ideea în care a susținut-o anterior și anume aceea unui comitet executiv puternic, un comitet executiv chiar din 3 persoane, dar care să se implice. Degeaba am un comitet executiv, asta am înțeles, degeaba am un comitet executiv din 5 persoane, dacă de acolo se implică numai 2 și pe restul nu interesează. Până la urmă, cred că cu toții ar trebui să conștientizăm că neimplicarea noastră în cadrul asociației de proprietari, la un moment dat ne poate costa chiar pe lista de întreținere. Cu siguranță toate aceste acțiuni de neimplicare, de indiferență, se răsfrâng asupra costurilor. Discutam de prezența la adunarea generală, în cadrul adunărilor generale, de hotărârile luate în cadrul adunărilor generale, de faptul că aceste hotărâri obligatoriu vor fi aduse la cunoștința proprietarilor pentru ca dumnealor să cunoască dacă au fost sau nu prezenți, ce s-a hotărât în cadrul acelor adunări generale, cât și mandatul dat comitetul executiv, membrilor comitetului executiv pentru efectuarea unor lucrări de întreținere, de reparații, de angajarea unor prestatori pentru anumite activități, cât și costurile, plafoanele vis-a-vis de costurile adoptate de către adunarea generală nu pot fi depășite. Ele pot fi negociate de către membrii comitetului executiv, dar nu pot fi depășite dacă pentru, să spunem, o lucrare de înlocuirea sistemului de iluminat pe scara unui bloc, se stabilește un plafon de 400 de lei și comitetul executiv, prin selecția de oferte, ajunge la concluzia că avem un prestator cu 450, îl chemăm pe acel prestator și îi aducem la cunoștință faptul că nu avem mandat din adunarea generală decât pentru suma de 400 de lei. Bineînțeles că în funcție de materiale, în funcție de modalitatea de achitare a acestor sume... Păi și dacă ne înțelegem noi pentru un act adițional de la 400 la 450 de lei... Adunarea generală nu hotărăște. Asta se întâmplă, aceste acte adiționale se întâmplă în general cu alte instituții. Nu cu o asociație de proprietari, pentru că
Până la urmă, noi milităm pentru transparență și pentru a aduce la cunoștința proprietarilor costurile cât mai exacte. Bineînțeles că un 400 de lei poate să fie 410 lei. Nu e niciun fel de nenorocire dacă depășim cu acei 10 lei, dar la fel de bine poate să fie 380 de lei. Adică, până la urmă, față de un deviz inițial și o valoare stabilită în adunarea generală, putem negocia, normal, dacă este loc de negociere, dacă discutăm despre, eu știu, o lucrare cu un preț fix, nu avem ce să negociem. Sau dacă ne referim la o lucrare destul de costisitoare, care necesită un număr foarte mare de rate, eu știu, 12, 18 luni, acolo deja posibilitățile de negociere sunt foarte limitate. Dar prin implicarea comitetului executiv reducem cât mai mult posibilitatea coruperii unei persoane care să oblige prin decizia luată pe restul proprietarilor. Restul proprietarilor la achitarea acelor sume pe o perioadă destul de lungă de timp. Pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că mandatul acordat Comitetului Executiv vizează anumite aspecte foarte clare. Nu putem să dăm mandat Comitetul Executiv pentru înlocuirea coloanelor de scurgere și ei să semneze un contract că înlocuiesc și coloanele de alimentare cu agent termic. Da? Nu există această posibilitate pentru că sunt costuri și nu accept personal ideea de a obliga proprietarii la suportarea unor cheltuieli fără a avea cunoștință de ele. Trebuie spus și fa și subliniat, mai ales faptul că membrii Comitetului Executiv trebuie să-și aloce puțin timp problemelor concrete din Asociația de Proprietari. A te întruni pe fugă, a lua hotărâri doar de dragul de a le lua, fără a te consulta și cu administratorul și cu cenzorul Asociației de Proprietari, nu cred că este o opțiune. De asemenea, cred că partea constructivă vine și din buna colaborare dintre un cenzor și administrator în problemele ridicate de către Comitetul Executiv. A fi ca și șoarecele cu pisică, administratorul cu cenzorul în fața Comitetului Executiv, care dintre cei doi se pară mai inteligent, mai frumos și mai extraordinar, nu cred că este în folosul Asociației de Proprietari. O să vă provoc, promit, într-o emisiune viitoare, într-o dezbatere care să vizeze cooperarea sau care este viziunea în momentul de față asupra cooperării dintre cei trei factori, președinte, cenzor și administrator. Până la urmă, până la o nouă emisiune, vreau să fac următoarea precizare. Comitetul Executiv, cenzorul și administratorul sunt, până la urmă, persoanele alese, nu vorbesc de președinte, am vorbit de Comitet Executiv, care împreună militează pentru bunul mers al Asociației de Proprietari. Există hotărârile Comitetului Executiv, ducerea lor la îndeplinire prin modul de repartizare, prin o bună gestionare de către administrator și verificarea deciziilor luate și a modalității de recuperare a acestor sume, a plăților conform unor contracte și al unor înțelegeri, de către cenzor. Aici, până aici la urmă, nu avem o divergență de opinie între cei trei factori. Da? Până la urmă, trebuie ca să milităm împreună pentru bunul mers al asociației și să excludem posibilitatea ca cineva să fie bănuit că într-un fel sau altul face jocul prestatorului și nu este în interesul proprietarilor. Pentru că toți cei trei militează pentru bunul mers al Asociației de Proprietari, pentru costuri, pentru un mod civilizat de a trăi într-un condominium în care fiecare își plătește cotele de întreținere, contribuie la cheltuielile de întreținere și cineva trebuie să verifice pe altcineva și existând cele trei organe de conducere și administrare, Comitet Executiv, Președinte, Cenzor și
administrator, lucrurile funcționează. Acum, ce se întâmplă în situația în care sunteți dumneavoastră în postura destul de delicată, spun eu, atunci când membrii comitetului executiv iau o hotărâre care este dincolo de ceea ce legea stabilește. Și aici vă dau un exemplu. Atunci când, spre exemplu, comitetul executiv hotărăște repartizarea unei cheltuieli care ar trebui împărțită la nivelul asociației de proprietari, acestea hotărăsc peste ceea ce spune legea că acea repartizare va reveni numai unei anumite scări. Care este modalitatea în care administratorul răspunde unei astfel de hotărâri? Sau care este modalitatea în care administratorul și cenzorul își spun un punct de vedere astfel încât să determine comitetul executiv să înțeleagă faptul că acea hotărâre este peste ceea ce prevede legea? Este foarte greu. Este foarte greu și am să vă și spun de ce. Pentru că voința proprietarilor, deși nu este așa, sau nu ar trebui să fie așa, este mai presus de lege. În sensul că dacă proprietarii unei scări hotărăsc să strângă, să colecteze o sumă de bani și să execute o lucrare și proprietarii celelalte scări nu sunt de acord, aici diferă un pic modalitatea de recuperare. Unii vor să trăiască civilizat. Dau exemplu. Pe o scară se dorește igienizarea scării, zugrăvirea părților comune, montarea unor uși care să asigure un confort civilizat, o siguranță, sisteme de interfonie și așa mai departe. Da? La cealaltă scară, lasă-mă că merge așa, e aceeași ușă metalică de acum 40 de ani, chiar dacă a ruginit jos, cum au stat 40 de ani, mai stă încă 2, 3, 5 ani, că nu se întâmplă absolut nimic. Proprietari care nu sunt interesați să suporte cheltuieli pentru acele bunuri, motiv pentru care proprietarii unei scări sau robineți care nu închid și s-a întâmplat în foarte multe situații ca să opresc apa pe un întreg bloc pentru că robineții de la subsol nu închideau și proprietarii nu doreau să se înlocuiască acei robineți, sunt anumite cheltuieli, deși legislația prevede foarte clar care sunt cheltuielile, care sunt părțile comune, delimitarea acestora și modalitatea de repartizare a cheltuielor pentru întreținerea părților comune, sunt proprietari care nu sunt de acord. Și dacă în adunarea generală vor propune și hotărâ o altă modalitate de colectare a sumelor raportată la scară, tronson, eu știu, altă modalitate, bineînțeles că eu îmi fac datoria să le aduc la cunoștință prevederile legale, dar de cele mai multe ori nu am sorți de izbândă vis-a-vis de schimbarea opiniei. Deci aviz administratorilor să-și exprime punctul de vedere în cadrul procesului verbal, pentru că urmează să discutăm și despre răspunderea membrilor Comitetului Executiv față de deciziile luate în fața Asociației de Proprietari. Prin urmare, nu trebuie să se eschiveze administratorul, a încercat tot felul de manevre de ocolire, să spună punctul de vedere, să-l consemneze în cadrul procesului verbal, ce e consemnat, rămâne bine consemnat acolo și o posibilă hotărâre judecătorească, că despre asta discutăm, sau de ce nu și al unui organ de control din partea primăriei care poate să sancționeze astfel de derapaje. Acum comitetul executiv hotărăște. Exact ce spuneați dumneavoastră, hotărăște pe banii proprietarilor. Cât de mult se poate întinde această hotărâre a lor în condițiile în care adunarea generală, exact cum spuneați dumneavoastră, a stabilit anumite limite. Aici trebuie specificat că dumneavoastră cred că ați avut în vedere limitele în care pot fi angajate lucrări, că despre lucrări discutăm, cu convocarea adunării generale, limita în care poate fi angajată o anumită lucrare de către membrii Comitetului Executiv, de către președinte și de către administrator. Bănuiesc că acestea sunt cele patru etape, să spunem așa, în care o lucrare poate avea loc prin diferența de preț.
Ce ne facem în situația în care hotărâm în adunarea generală realizarea unei anumite lucrări, comitetul executiv face selecția de ofertă, dar ne oprim aici. Nu are, să spunem, curajul comitetul executiv în a merge mai departe în semnarea contractului. Și rămânem în situația în care avem două aprobări. Există votul, există intenția proprietarilor, dar finalitatea nu mai este dusă la sfârșit. Cade pe umerii administratorului luarea unei astfel de hotărâri. Poate administratorul să suplinească activitatea comitetului executiv. Ce facem noi ca și proprietari? Aici suntem o echipă. Aici suntem o echipă și trebuie precizat următorul aspect. Adunarea generală hotărăște lucrarea și o valoare maximă a acesteia. Mandatează comitetul executiv care are obligația să facă selecția de oferte și să semneze contractul. În niciun selecția caz... de oferte, adică cel puțin trei oferte cel puțin pentru lucrarea respectivă. Bineînțeles. Administratorul nu angajează lucrări. Administratorul nu are în atribuții angajarea unui prestator pentru ducerea la îndeplinire a unor hotărâri luate în cadrul adunării generale. Această atribuție este exclusiv atribuția comitetului executiv. Motiv pentru care administratorul furnizează un număr de oferte, câte poate, minim 3. Comitetul executiv ia act de aceste propuneri venite din partea administratorului și face selecția de ofertă. Poate și membru al comitetului executiv să se îngrijească să obțină oferte. Categoric, da. Și orice proprietar poate să vină să prezinte comitetul executiv o ofertă dacă aceasta este în interesul asociației de proprietari și în spiritul celor hotărâte în cadrul adunării generale. Motiv pentru care comitetul executiv semnează un contract, respectiv angajează asociația de proprietari într-un contract cu un prestator, având și acceptul cenzorului, în sensul că hotărârea luată vis-a-vis de sumele care urmează a fi achitate pentru acea lucrare este în conformitate cu cele hotărâte în cadrul adunării generale. De ce fac această precizare? Pentru că sunt asociații de proprietari unde se hotărăsc să se efectueze anumite lucrări și la nivelul comitetului executiv se hotărăște prin negociere un număr de rate. Acele rate se repartizează în listele de întreținere, dar proprietarii nu plătesc. Ori aici intervine cenzorul, pentru că dacă proprietarii rămân restanți și nu plătesc acele lucrări, bineînțeles că intrăm într-o dispută cu prestatorul, da? Și comitetul executiv, din diverse motive, obligă administratorul să facă plata către acel prestator. Administratorul va face plata către acel prestator în detrimentul furnizorilor de utilități, plată făcută din fondul de rulment, nu din sumele încasate de la proprietari. Ori, dirigențele care trebuie efectuate de către administrator pentru recuperarea restanțelor de la proprietari sunt, pe de o parte, benefice, pe de altă parte, recuperarea sumelor de la proprietari pentru acele lucrări dau posibilitatea administratorului să achite la timp ratele stabilite cu prestatorul, neîntârziind și neafectând fondul de rulment al asociației de proprietari. Este foarte importantă negocierea cu un prestator de către membrii comitetului executiv a acestor sume pentru a nu îngreuna situația financiară a asociației de proprietari. Administratorul nu, din punctul meu de vedere, nu trebuie să joace. Administratorul trebuie să se supună hotărârilor. Administratorul poate solicita comitetului executiv să ia o decizie pentru executarea unei anumite lucrări pe care o constată, o consideră foarte urgentă. Dar nu ia decizii în semnare, în angajarea acelei lucrări cu
un prestator. Nu ia decizii pe banii proprietarilor. Absolut, sub nicio formă. Cel puțin firma Quartal spune și le spun tuturor proprietarilor în adunările generale, chiar dacă se îngreunează un pic sau pare greoaie comunicarea cu administrația, cu o firmă de administrare, aceasta este datorită faptului că nu luăm hotărâri pe banii proprietarilor. Comitetul executiv este organul ales, sunt reprezentanții asociației de proprietari care prin implicarea lor iau decizii și știu cel mai bine care sunt prioritățile în luarea deciziilor și știu foarte bine care este suportabilitatea financiară, care sunt fondurile asociației de proprietari. Eu, în calitate de administrator, le aduc la cunoștință valorile fondurilor. Dar, totodată, la adunarea generală nu pot hotărâ anul ăsta înlocuim și acoperișul, schimbăm și coloanele din subsol, înlocuim și coloanele de scurgere și facem și contorizare pasantă pe fiecare scară în parte. Pentru că nu ai fonduri. Și atunci trebuie să stabilești prioritățile și în funcție de aceste priorități să se facă repartizarea corectă în funcție de suportabilitatea financiară a proprietarilor într-un anumit număr de rate. Ori colectăm un fond de reparații, ori negociem un număr de rate, în așa fel încât să nu îngreunăm suportabilitatea financiară. Acum, trebuie să spunem telespectatorilor noștri și faptul că membrii Comitetului Executiv, în momentul în care își desfășoară activitatea, au fost aleși de către Adunarea Generală și desfășoară activitatea, au și drepturi, dar și obligații. Trebuie spus faptul că membrii Comitetului Executiv răspund în solidar pentru eventuale prejudicii pe care le aduc asociației de proprietari. Prin urmare, cei care sunt angrenați în viața asociației de proprietari, fiind aleși în comitetul executiv, trebuie să aibă în vedere faptul că deciziile pe care le iau trebuie să fie în interesul asociației de proprietari. Trebuie să fie extrem de transparente și trebuie să parcurgă etapele, cele de care spuneam noi la începutul emisiunii, că n-am vrea să discutăm despre ele, să nu fim foarte formali, ci să venim în sprijinul telespectatorilor. Prin urmare, această decizie, dacă este luată în detrimentul asociației de proprietari, s-ar putea ca la un moment dat să se întoarcă împotriva celor care au luat o astfel de hotărâre. Prin urmare, acel comitet executiv extrem de pasiv și lipsit de implicare în problemele curente ale asociației de proprietari nu este o alternativă. Nu este o alternativă bună nici pentru proprietari, nu este o alternativă bună nici pentru administrator. Pasivitatea și neimplicarea mai devreme sau mai târziu va însemna niște costuri. Pasivitatea și neimplicarea membrilor Comitetului Executiv și a proprietarilor, mai devreme sau mai târziu, va însemna niște costuri și regretele sunt inutile. Domnul Gavrilă, să știți că mai important era becul de pe casa scării decât ceea ce face dumneavoastră din punct de vedere financiar contabil. Știu. Problema este că la nivelul majorității proprietarilor, existența utilității, apa rece, apa caldă, gazul,